Pentru prima dată în istorie, o femeie ocupă funcția de primar al capitalei. Senatoarea PSD, Gabriela Firea, este dată drept câștigătoare detașată de toate clasele de sondare a opiniei publice. În vârstă de 44 de ani, pe care va celebra în 13 iulie, Gabriela Firea a fost o jurnalistă de succes, ales să intre însă în politică, obținând în 2012 mandatul de senatoare de Ilfov. Mama a trei copii este o creștin-ortodoxă practicantă, după cum a spus-o chiar ea. Gabriela Firea le-a mulțumit duminică bucureștenilor și a spus că va fi primarul tuturor, indiferent dacă au votat-o sau nu. Îi felicit pe bucureșteni, pentru că în această seară ei au câștigat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că voi fi primarul tuturor. Ne așteaptă, dragi bucureșteni, un drum lung, un drum greu, dar plin de speranță, la capătul căruia vom avea numai rezultate. De altfel, Gabriela a spus că îi va reprezenta cu cinste și nu va uita de responsabilitățile pe care le are față de tineri.